Patria Bank, la fel ca și Patria Credit, se ocupă în special de microfinanțare sau filonul principal este domeniul microfinanțării. Finanțează atât afaceri, dar și persoane fizice, cu circa 700 de milioane de euro active și peste 85 de sucursale în acest moment. Este rezultatul fuziunii, la un moment dat, dintre fosta Next Bank, Carpatica și IFN-ul Patria Credit, așa cum era el în 2015. Este o bancă listată la bursă, printre cele trei bănci listate la bursă, o bancă, un nume nou pe piață, dar totuși vechi, care își propune multe în domeniul acesta, al finanțării reale a oamenilor care chiar lucrează în România și din comunitățile locale. În special, se adresează comunităților locale. Am început un proiect acum cu 2 hectare de legume și în viitor, adică în anul care vine, începem o cultură de lavandă. Pentru suprafețe mici încercăm să facem profitul cât mai mare. Prima recoltare se face peste 2 sau 3 ani, depinde de mai mulți factori. Atunci probabil că va fi nevoie de o susținere de undeva ca să putem să ajungem să recoltăm. Este greu, dar nu e foarte greu că banii când ei se reinvestește. Nu e ca să faci altceva cu ei. Pentru culturi, pentru îngrășământ, pentru sămânță, pentru toate astea. De obicei, cum se rambursează? La sfârșit, la recoltă, tot se dată? Pentru agricultori e mai bine la recoltă. Rată sezonieră. Trebuie să plătești 2000 de lei și să plătești în fiecare lună, îți vine mai greu. Mai bine este la recoltă sezonieră. Patria Credit reprezintă o necesitate pentru mediul rural și nu vorbesc numai de comunitatea Baia. Vorbesc de tot județul și nu vorbesc numai de județul Tulcea, vorbesc și de județul Constanța. Suntem singura instituție non-bancară pe raza acestei distanțe. Faptul că oamenii nu mai ajung în orașele mari, cum ar fi Tulcea sau cum ar fi Constanța. Cel mai aproape oraș este Babadagu, unde mai sunt 3 bănci la momentul ăsta, unde creditarea este grea, pentru că în sistemul bancar creditarea este diferită față de un IFN. Exact, sunt alte condiții. Și atunci, este mult mai ușor să fim aproape de ei, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, producători agricoli, comercianți. Este o arie largă de aplicabilitate vis-a-vis de segmentul de clientelă. Venim în sprijinul lor. În anii trecuți am sprijinit fermierii să se dezvolte prin accesarea de fonduri europene. Ca să vedeți cum merge ciclul. Au accesat fonduri europene și au început afacerile. S-au instalat ca tineri fermieri în mediul rural. După ce au accesat aceste fonduri, ei au avut nevoie să se dezvolte. Da? Și atunci intervine banca, intervine IFN-ul. Pentru că au înțeles că nu pot rămâne la nivelul la care sunt ei, trebuie să încerce să se dezvolte. Văzând că se produce, atunci au încercat și la rândul lor să se dezvolte și mai tare. Și de aici a ajuns nevoia de autofinanțare.